În privința unităților de învățământ din municipiul Ploiești, reprezentanții primăriei și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Prahova confirmă că au situația amănunțită a lor, cu problemele care au determinat neautorizarea acestora. Noi avem o evidență de 655 unități de învățământ, autorizate 47 de unități de învățământ, dar trebuie să se înțeleagă că am autorizat construcția. Uneori o construcție poate să adăpostească și o școală sau și o grădiniță. Aceste unități de învățământ care au fost autorizate, ele sunt acelea care au suferit modernizări sau sunt construcții noi. S-a numit o comisie care va identifica problemele și care va face propuneri urgente pentru remedierea lor. De asemenea, pentru școlile pe care le-am regăsit, pe care nu le-am regăsit pe lista celor care au autorizație de funcționare, am solicitat de la fiecare școală, de la care fiecare, să spunem așa, instituție școlară, pentru că e vorba de grădinițe, de școli, de licee, am solicitat să ne comunice de urgență problemele pe care au în obținerea avizului și să încercăm ca tot de urgență să remediem. Conducerea ISU Prahova spune că Teatrul Toma Caragiu și Casa Sindicatelor din Ploiești au instalații de stingere a incendiilor, dar acestea sunt nefuncționale. Asta în condițiile în care sute de persoane vin la evenimente în aceste săli. Practic, legea veche prevedea că pentru o clădire deja existentă să nu fie obligatoriu avizul de la pompieri, dar ulterior șefii instituțiilor în cauză nu au făcut demersuri pentru a intra în legalitate. Au fost amendați și au mers mai departe, iar spectatorii au rămas uimiți de situație. E închis? Da, este închis. Ce căutați? Bilet de la Ștefan Cușcu. S-ar fi închis din cauza unui aviz de la pompieri? Ar fi pericol să se țină aici astfel de concert? Asta este. Dar cum vi se pare? Trebuie, dacă nu e în regulă, trebuie să se repare, să se facă. Nu e o chestie. Cei de la sindicat au desființat treptat instalațiile de stingere, care nu mai au nici alimentare cu apă și au fost de fiecare dată sancționați deoarece nu au intrat în legalitate, deși au fost solicitați în scris, ultima amendă fiind de 5.000 de lei. A existat, însă ea a fost desființată, precum și cea de semnalizare a incendiilor. Mă refer la alimentarea cu apă. Dacă eu mai am o rămășiță sau am instalația existentă și nu am alimentată cu apă, exemplu teatru, ea există instalația de stingere, dar nu este alimentată de o casă de pompă care să-mi asigure și o rezervă de apă de incendiu. Și la fel și la casa de cultură. Conducerea ISU Prahova confirmă că a notificat cele două instituții, iar acestea și-au întrerupt activitatea în condițiile în care hidranții nu funcționează, iar teatrul nu are funcțional iluminatul de siguranță pentru evacuare. Ca urmare, reprezentanții primăriei Ploiești, în subordinea căreia se află Teatrul Toma Caragiu, vor verifica această situație, urmând să fie identificate persoanele responsabile de lipsa autorizației ISU.